Hai că azi mă machiez cu voi. Am folosit primerul de la Pore Professional și acum folosesc de la Too Faced Sensuance Shadow Anti-Crease A Shadow Primer. Când este un primer pentru ochi de la Too Faced. Uite și trebuie. Când ies pe acolo am tubul de la condiționator, că aici vara le și îndemn de cald. Folosesc, asta este preferita mea, este de la Maybelline, Dream Satin Fluid. Eu am nuanța Canele Faun 40 și o pun aici și o întind cu mânuțele. Corectorul de la Maybelline îi spune Dream Lumitouch Highlighting Concealer Made in France. Bă. Și ăsta este numărul 01. Nu prea mult că n-am eu ce știu ce cearcăre. Vreau să vă mie mă însă aminte atunci când gândeam la o prietenă mea din copilărie, Mânța, sau Mânța, de bun. Și mi-am adus aminte de o aventură de-a noastră, că mare nebun mai era. O să pune și pe nasul aici. Și eram măricele. Eu sunt în București și eram la țară, la mamaia care e lângă Urziceni, la ori 40 de km, cam așa de ori. Într-o seară, sâmbătă, seara am ieșit la discotecă și mama zice să nu vii mai târziu de două noapte. Că mergeam la discotecă acolo, la țară. Și prietena asta mea avea un iubit. Da, când am ajuns la discotecă, ce zice? Haide să mergem la București să mâncăm la McDonald's. Și noi, fiindcă bărbaia am crescut cu toți acolo, noi am avut încredere în băieții ăștia și ne-am dus pe ei la București. Și când am ajuns acolo, ne-am dus la acasă la sora unul din băieții ăștia, dar acolo nu era nimeni acasă. Și prietenul lui fata asta vrea să facă dragoste cu prietena mea și ea nu vroia. Și îmi vine să râd că ea era băiețoaică așa. Și l-a luat la bătaie pe băiatul ăla, stătea cu un cuțit în mână. Și până la urmă băiatul ăla zice, bine, hai gata, nu, haide să mergem înapoi la țară. Și ea de nervi n-a mai vrut să merg. Și am plecat de acolo noaptea, era 12 noaptea. Eu și ea ca două nebune în București. Acasă la mine în București nu mai era nimeni, vă dați seama că eu ieșisem la țară, în discotecă și era și mama acolo cu mine. Și nu era ca acum telefoane mobile să sună, o lou, de ce se vine s-a întâmplat. Te omora măta dacă știa așa ceva. Băieții aia s-a ținut după noi, înțelegi? Nu, 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 ca nebunile aici. Și ea, nu, 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 nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Și ei spunea, dai, băi, nu, supi, ce facem fără? Mânim aici la București, cum facem să ne întoarcem noi acasă? De unde? Nimic. N-a vrut și n-a vrut. Și ce-am făcut? Ne-am dus pe jos, am plecat în Pantelimon până în Colentina, că e o grămadă de kilometri. Și am ajuns, că nu mai era nici tramvaile, era noapte, târziu. Și am ajuns la mine în cartier și la mine în cartier n-am găsit pe nimeni să ne ducă și până, era toți ieșiți la discoteci. Să ne ducă și până la țară. Și ce-am făcut? Am ieșit la ocazie. Ce mare nebuneală, o mira o frică, Doamne! Și a făcea, hai lasă, că suntem în două, doar ce o să ne fac? Și am ieșit la ocazie, nu era nici dracu pe un pic. Vă dați seama că era... O să folosesc... ăsta cum îi spune? Bronzerul de la Too Faced și să punem la încercare
Nu am făcut niște miros. Să punem la încercare pensulica de la Zoeva. Asta este Lux Kier Shirsi. Și am ieșit la ocazie, eu îi făceam fond, mi-e frică, ai înapoi acasă la mine și mâine ne întoarcem noi acasă. Nu, că e o mare mamă, nu o mare mamă, nu o mare mamă, hai. Până la urmă ieșim acolo și trece unul cu un camion. Vezi, copii, fără minte, fără doagă, fără nicio doagă. Aia măricele, aveam vreo 17 ani, dacă nu și mai bine. Nu, 17 ani. Copii fără doagă. Și s-a oprit și am în camionul ăsta. Și a zis, ce cu voi la ora asta? Și zice, uite, am ieșit cu găgici și ne-a apavorat pe aici. Și m-am așezat lângă el așa și ea era în partea așa. Punea mâna pe mâna mea, toamnă, era de fiecare, eu trăgeam mâna el, iară cum. Cred că am spus tatăl nostru 200 de ori, nu mă închipuiam decât că ne găsește moarte în pădure la Sinești a doua zi, că e o pădure acolo, încolo. Și se gata, viața noastră s-a terminat cu călătoria asta. Și când am ajuns la Movilița, acolo trebuia să coborăm, ne-am ăsta nu ne-a cerut nimic, nu ne-a luat nici bani, nimic, a zis, hai, duceți-vă acasă și să aveți grijă de voi. Și când am dat jos din camion, am pupat pământul cât am suferit noi din camionul ăla atâta. Și de la Movilița până la Rășori sunt 4 km. Deci a trebuit să plecăm de la Movilița până la Rășor pe jos, să vă seama că era 3 noaptea. Am fugit noi, am mers repede, că dacă ajungeam acasă, ajungeam foarte târziu. Vă dați seama că se făcuse 4 dimineața. Așa am ajuns acasă la ora 5. Dar am ajuns acasă. Nimeni n-a știut, cred că nu știe nici acum mama. Nu cred că i-am povestit vreodată de povestea asta. Când o să vadă video, o să râd de rău de mine. Și uite așa am pățit-o cu călătoriile noastre, cu nebunelile noastre la țară, când eram copii. Pe timpurile alea eram într-adevăr copii, fără minte. N-aveam atâta gânduri ca acum. Și aici pe mai departe. Să iau cipria asta de la Stay Mart, de la Rime. Și o băgăm pe aici așa. O să mă fac mai repede că se face târziu. În seara asta mă duc la o cină cu Marco și cu sora lui și Dumă și ce mai este. Nu prea am chef de ieșit, că ce nu știu, e. Asta e tot de la Zoeva. Este Silk Finish. Cred că am nimerit-o că e de pudră. Nu știu, îți mângâie față. Lucrurile bune sunt lucrurile bune. Și aș până nu prea am chef, că nu o simt bine astăzi. Un pic cu cafetele cu cifră. Și spărțelele le-am făcut. Hai să ne dăm, fiindcă am pețulit și Zoeva, am zis că astăzi să facem inaugurare și la paletita asta Zoeva. Îi spune Cocoa Blend. Cocoa Blend. Arată așa. Hai, minunat. Are toate culorile care îmi plac mie. Astea mai roșiate și așa. Și hai să vedem ce pensulii se folosim aici. Și ce mi-e necaz mie de pensulicile astea, că sunt albe și se mântăresc. Asta este colorul ăsta, nu. Lux Soft de Finer. Ce folosim noi? Ce folosim? Hai să luăm pe ăsta. E Delicat Acidity. Este așa. Asta. Movaliu așa. Blândește ca lumea pensulica asta. E mai rigid asta, nu-i moale ca alea de față, o simt mai
pe 8 aprilie eu și Marco facem 8 ani de când suntem împreună și ne ducem în Sardinia să petrecărim în Paștele și cu ocazia și 8 ani de când ne suportăm în patul. Eu și cu Marco am hotărât să nu mergem să trăim împreună, pentru că eu nu vreau să... Eu de la început am vrut să... ca copiii mei să cunoască toți gagicii mei. Adică dacă nu mergeam cu Marco și îl aduceam acasă și pe urmă îl lăsam, pe urmă aduceam altul copii, nu mai înțelegea nimic de respect, de familie. Și așa am hotărât ca fiecare să stea la casa lui, pentru că n-a suportat să mai am grijă de un bărbat. Gata, eu mi-am făcut treaba mea odată. Ce facem atât? Am dat cu ceva mai deschis pe aici. V-am spus, azi n-am chef. Luăm pe ăsta. Ăsta este Petit Crazy. Ce am dat? Nu m-am deschis pe ăsta. Ce luăm pe ăsta? Este Sweet End. Pic stipat. Am puțin. Nu e aici. Și o să folosesc ăsta de la Mulac. Firma asta, brandul ăsta, este a unei româncuțe de noastră, care o cheamă La Sindina. Și o să folosesc ăsta, numărul 106, powder. Vezi, ăsta era pentru pudră, bă. E prea colorat. Blendui în calm. Și fata asta este o YouTuber care are 21-22 de ani. E crescut aici în Italia, dar este, s-a lansat foarte tare, este un makeup artist. Acum e într-o campanie împotriva cancerului la sân și a machiat-o cu Cinota, o actriță foarte cunoscută. Și câteodată te mândrești tu așa că o româncuță de-a noastră a reușit aici în străinătate și sunt mândră așa de ea, e foarte mișto găcica. Și a reușit să facă chestia asta prin, hai mă să punem eyeliner. Folosesc eyelinerul de la, tot de la Mulac, este negru. Și cu bănuțe care a făcut după YouTube, probabil, așa spune lumea, eu știu, nu știu, a deschis firma asta de fapt e o fabrică, vă dați seama că a arătat într-un video laboratorul unde face chestiile astea. Îmi place de ea pentru că e foarte tânără și la numai 21 de ani a ajuns să aibă firma ei, deci vă dați seama că e dăm să poate. La început, ca toată lumea, am crezut că e măritată cu vreun italian cu bani, dar nu e așa. Dezastru. Dacă sunt babă în bătrână, am multe pieliri pe aici. Las că la razonă. Și am zis că era măritată cu un italian, pentru că nu cunoșteam. Dar, vorba, m-am dus și am văzut videourile ei, am întrebat așa pe gagicile astea, pe italieni și că o cunoaște, v-a spus, ea e foarte cunoscută. Și mi-au spus că nu e măritată, are un copil făcut cu un YouTuber, au zis că e gravidă, a lăsat-o, ceva de genul ăsta, un nenorocit. Și îmi dăm cu rimelul, ca întotdeauna eu folosesc Better Than Sex de la Too Faced. Ah, ce mai vreau să mai spun? Eu acum nu știu când a ieșit video ăsta. Am făcut extragerea la cine să câștige acele cover. Din trei câștigători mi-a răspuns numai unul. Eu nu știu, nu pricep chestia asta. Și oricum, nu mi-au răspuns în timp, să încerc să dau premiile la cineva. Îmi făcea plăcere să le dau. Acum folosesc iluminatorul, tocmai am băgat toată unghia în el. E tot de la Mulac.
O să folosesc pețurica asta care îi spune Face Shop. Să proviam. Că asta e în cremă. Atunci îmi punem un pic aici. Ok, hai. Ce mișto. Îl face ca lui. Folosesc tot de la Mulac. O să vă las în barea de descriere site-ul, să vedeți, dar ce mișto este, nu știu dacă reușesc să vedeți pe căcină, e foarte mișto. Ăsta este numărul 16, Lady Mary, și este un roșu mat. Dar ce frumos este. Cam asta a fost, sper că machiajul meu pare mai roșu, dar nu știu ce am, înfrige un pic fărtuțele. Sper că un pic v-a plăcut machiajul meu. Ne vedem la următorul video. Ciao, like, ciao, ciao!